fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La Obiect, cu Nicu Covaci. Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori și ascultători, aici pe televiziunea și radioul dumneavoastră preferate, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi, un invitat din domeniul administrației, domnul primar Ion Bârcă, un primar cu experiență, poate cei mai apreciați dintre primarii Gorjului pentru realizări și pentru implicarea socială de care a dat dovadă de-a lungul vremii. Bine ați revenit în studiourile noastre, domnule primar Ion Bârcă. Bună ziua și bine v-am găsit! Să începem cu un eveniment recent, un eveniment de suflet, de spiritualitate gorjenească și, de ce nu, din zona Olteniei, și anume sfințirea unei biserici pe care ați avut-o în urmă cu puțină vreme. Da, am avut sfințirea unei biserici în Comuna Turburea. Nu este singura care am avut aceste sfințiri și în Poiana, în satul Poiana, și tot acolo în satul Poiana, într-un cătun Poiana de sus, unde am mai făcut încă o bisericuță tot ca aceasta. Deci este cam a treia biserică pe care în mandatele mele pe care le-am avut am făcut-o încă o bisericuță. Ați reabilitat-o? Nu, am făcut-o de jos asta. Da. Deci două sunt făcute de jos, iar una reabilitată în totalitate, cea de la Poiana. O biserică extraordinar de mare, ce vorbesc de cea de la Poiana, prin care chiar a fost pusă și pe calendarul creștin-ortodox biserica de la Poiana. Bine, în Comuna Tulburea, în fiecare an, Mitropolitul Olteniei, Părintele Mitropolit al Olteniei, vine de fiecare dată în Tulburea, prin care avem întâlnirea tinerilor creștini ortodoxi din Oltenia, în fiecare an. În ce perioadă se întâmplă această întâlnire de suflet și spiritualitate? Aceste întâlniri sunt în, cum s-ar zice, în ajunul Duminicii Mari. Când este Duminica Mare, în sâmbăta Duminicii Mari, facem și această întrunire a tinerilor creștini ortodoxi, care se strâng mulți copii din Oltenia și chiar și oameni. Se strâng așa în jur de până la 1.700-1.800 de oameni care vin la această biserică. Acum, evenimentul, cum l-ați receptat dumneavoastră ca și suflet al organizării și al realizării acestui monument de spiritualitate ortodoxă? Știți cum le fac aceste bisericuțe sau ce le fac din suflet și pentru oameni, pe lângă școli, ce facem? Cred că ăsta e rolul administrației publice, rolul tău ca și primar într-o instituție, rolul tău într-o localitate. Rolul tău este să faci lucruri bune către semenii tăi. Și ce înseamnă? Să aibă școlile, să aibă dispensare și pe lângă toate acestea să fie și aceste biserici locașuri de cult, pentru că educația și tot ce este și tot ce ne ține este această credință pe care o avem în Bunul Dumnezeu. Cred că ăștia sunt lucrurile care toată lumea trebuie să le aibă și în calitatea de primar pe care ești ales, ăștia sunt lucruri care trebuie să le faci pentru comunitate. Și plus și celelalte, că vorbim de canalizări, de utilități și toate lucrurile, gaze, dar în primul rând școala, dispensarurile, avem centru de permanență, deci în Tulburea nu stăm rău la ora actuală. O singură problemă am avut în Tulburea și o recunosc, că anul ăsta niciodată n-a fost așa, am avut în perioadele astea de caniculă o mică criză de apă, deoarece chiar nu pot să-mi dau seama. Consumul a crescut, consumul extraordinar de mult, care nu dau seama. Și datorită prețului foarte micuț care este de 1,90 lei care este pe metru cub, dar sper să o rezolv și această situație prin care poate și Bunul Dumnezeu și totul ce se întâmplă și spre binele nostru este al localității, pentru că cei de la OMV
unde era schela de gaze tulburea, cei de la OMV au plecat de la acest obiectiv și la ora actuală, vedeți dumneavoastră, le rămâne o grămadă de lucruri. Le rămâne o stație de clorinare, stație de epurare, le rămâne puțuri de apă, un spațiu unde sunt destinate pentru pompieri, fel și fel de spații. Și acum poate o să ajungem la o înțelegere cu dumnealor prin care să ne lase aceste, și cum ne-au și dat și sediu lor de unde au avut birourile cu toate, și zic că poate ne-au lăsat și aceste lucruri acolo să nu le mai dărâme, că practic ei ce o să e? Câteva tracăre de molus de acolo. În rest ce o să facă? Că pământul trebuie să-l redeie cetățenilor, care să redăm comunității, iar cred că ar fi o reparație așa și cât de cât o reparație morală, nu știu, zic eu, față de cei de la OMV, față de noi, pentru Comuna Tulburea, pentru că vorbim de acele sonde care s-au distrus, poduri, drumuri, utilajele grele care le duc și le în stânga, în dreapta, pentru sonde, pentru toate aceste lucruri. Pe lângă faptul că a fost o explozie care chiar au murit oameni acolo, s-au distrus case. Când s-a întâmplat? Păi în 89... Da, sau după Revoluție, atunci este, în perioada aceea. 89-90. 89-90 a fost o explozie acolo, care au și murit... lucrători, muncitori. Nu muncitori, cetățeni, unde a fost o conductă fisurată de etan, care, de gaze. Și iată că toate lucrurile acestea, eu zic că, nu știu, până la ultima, vom găsi o soluție. Bine, aici avem un sprijin și al președintelui Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu, care și dumnealui a luat inițiativa față de aceste spuse de mine, prin care m-am rugat și de dânsul să intervie pe această situație, în această situație, că până la ultima, eu zic că e un lucru bun ce se întâmplă, pentru că a lăsat acele puțuri de apă, să le abandonez și să nu se mai întâmple, să nu mai fie, să nu când mai lucrez. Au fost investiții acolo, și serioase. Acolo au fost, sunt lucruri care sunt făcute, n-ai decât să le menții. Vreau să ne vorbiți despre realizările dumneavoastră de-a lungul mandatelor, pentru că aveți nu puține și oamenii sunt dornici să-și reamintească de unde au plecat și ce au reușit să facă împreună cu dumneavoastră, prin efortul dumneavoastră, prin implicarea și prin capacitatea managerială care ați dat dovadă. Păi problema este că fiecare cetățean, cred că și mai amintește acum 10 ani o fotografie a Comunei Tulburea. Acea fotografie care poți să ți-o ții în mintea ta când nu erau baze sportive, când nu erau școli, când WC-uri erau vai de mamă și de mamă în curtea școlilor, nu era acea conductă de apă de 42 de kilometri, care în Tulburea este o conductă de introducerea apei este pe 4, conducta de apă are 42 de kilometri, nu are 1, 2, 3, 5 kilometri, are 42 de kilometri. E cam distanța de la Tulburea la Târgu Jiu. Apa aproape, da. Este și e greu să întreții această lucrare. Deci cetățeanul cred că are această fotografie când nu erau dispensare, când nu erau centru de permanență, nu era evidența persoanelor, erau cum erau școlile în interior, toată lumea știe, nu cu videoproiectoare acum și cu tot felul de lucruri și cu spații bine, bine făcute, cu spații de joacă pentru copiii cei mici, grădinițe încălzite, încălzirea era pe lemne, pe sobe de lemne, nu ca acum pe centrale alimentate cu gaz natural. Și toate aceștia, fotografia asta făcută, putem să spunem, a făcut Bârcă ca și primar, ales ca și primar al Comunei Tulburea în această funcție, a făcut ceva pentru localitate sau n-a făcut? Și atunci poți să pui în balanță toate treburile astea. Așa aș putea să spun, am făcut școli și pe fonduri europene, unde am luat la o școală, unde este actualul liceu acolo la Tulburea, am câștigat și un loc, unul la o revistă de administrație publică și unde la Timișoara, lucruri care nici nu eram acolo sau să fi fost vreo altul să gândească ceva. Nu, că a fost unul dintre cele mai bune proiecte și realizate în timpul care a fost. Tot acum,
ce am și cea mai mare investiție, bine, ca și investiții noi în proiecte care sunt acum, la ora actuală, în Tulburea, sunt 14 proiecte care sunt acum... La stadiu de a le a lua, nu la stadiu de a le iniția. Suntem la aproape cu ele aduse aproape de 50-60% aceste obiective lucrate. Ele. Să ne vorbiți despre ele pe rând, pentru că este interesant să aflăm cum ați reușit. Facem, iată, să înnobilați viața oamenilor acolo la Tulburea. Spre exemplu, este o stație de clorinare la un puț pe fonduri guvernamentale. Este o școală, reabilitarea unei școli la Poiană care e terminată 100% pe fonduri guvernamentale. Este un drum care e aproape de 90% asfaltat, așternut cu vor asfaltic pe o distanță de 5 km pe fonduri guvernamentale. Este pe 14 km introducerea conductei de canalizare Tulburea, Șipot și Spahii, aproape de 80%, mai avem stația de epurare depus, dar nu credeam că merge așa de greu, pentru că la mulți cetățeni le spun de fiecare dată, domnule, eu cred că într-o lună îi dăm drumul, într-o lună le dăm drumul la investiția asta de 14 km de introducerea conductei de canalizare. Și zic, într-o lună îi dăm drumul, dar naibii știa că merge așa de greu să faci bazinele alea, să faci cu toate lucrările alea acolo, e extraordinar de greu, merge greu. Dar acum, până la ultima, chiar aș vrea să schimbe puțin vremea, să ploaie, dar ce să spun, dacă ne-ar mai lăsa iar vremea, e bine și nu e bine pentru mine. Dar dacă ne mai lasă puțin vremea, chiar cred că aș reuși într-o lună de zile să-i dăm drumul. Până la sfârșitul lunii octombrie să reușim la cei 14 km. Mai avem și în satul Poiana și Cocoruvara introducerea pe 10 km conductă de canalizare. Dar acolo este în proporție de vreo 40% introdusă conducta. Dar avem racordurile, avem 600 de racorduri de făcut la locuințele oamenilor unde se pun în satul Poiana. Iar o investiție pe fonduri guvernamentale. Acum avem o anvelopare pe fonduri europene la școala din centru. În proporție de vreo 50% este această anvelopare făcută. Mai avem pe CNI sala de sport, este în evaluare, este procedura, s-a terminat de licitație, este în evaluare, cred că în 2-3 zile să știe și firma care a câștigat construcția sălii de sport. Tot pe Compania Națională de Investiții mai avem reabilitarea căminului cultural din centrul comunei. Și această lucrare este ridicată pe SEAP. Pe fonduri europene avem o grădiniță care are ampreta la sol de 440 de metri pătrați. Facem o grădiniță cu program prelungit. Lucru care, na, să zicem un 40% este... Am ajuns cu ea până la placă. Să-i turnăm placă. Mai avem de turnat placa, de pus acoperișul și plus interioarele. Să zicem așa, un 40% este și această grădință. Ce să vă spun? Ca și investiții, cam ăștia ar fi. Mai avem introducerea conductei de gaze. Asta e pe fonduri proprii și la această conductă ne-am dus aproape prin introducerea conductei de gaze naturale pe o distanță de 6 km, care acum vrem să dăm drumul la acest tronson, de aia ne-am oprit puțin cu săpăturile, pentru că să remediem totul în spate, să facem probele de presiune și cu totul și vom da drumul până la un fost magazin al cooperației, acolo în centrul satului Poiana, se va da drumul la introducerea la gazele naturale și vom da cererile la cetățeni prin care să înceapă racordarea la gazele naturale. Asta ar fi una din investițiile care aș vrea să o terminăm cel mai repede și cel mai urgent, introducerea gazelor naturale. Bine, toate sunt super ca și lucrări, toate sunt bune și trebuie făcute pentru localitate. Dar toate aceste lucruri care tot spun, iar mai am acum un proiect care am și câștigat, da, de-am câștigat acest proiect,
prin care l-am făcut foarte ieftin. Nici nu mă așteptam să fie așa un proiect care ne-a costat una peste alta SF-ul pe 8 kilometri de introducerea, așternerea unui confort asfaltic prin, pe toate ulicioarele satului comunei Tulbrea. Că vorbim de Poiana, de Cocorova, de Butișoaia, de Tulbrea de Sus, cu toate acestea, toate ulicioarele vor fi asfaltate. Asta, să zicem, dacă nu reușim, vedeți că suntem în curs de licitații, de până a ridica pe SEAP acest proiect, până una alta, ne cam prinde iarna și nu prea se asfaltează iarna. Dar în primăvară toate ulicioarele vor fi asfaltate, introduce conducte de gaze, prin unele părți unde ne permită zona geografică vor fi și introducerea conductei de canalizare și atunci putem să vorbim așa, când reușim și cu gazele, și cu canalizarea, și cu bazele sportive, și cu locașurile de cult, cu toate cum le avem, școlile și cu totul, nu mai avem decât după aceea să ne apucăm o țâră de curățenie, că în urma tuturor aceste lucrări care le facem noi acum, îți rămâne în spate, că săpi rămâne, multe lucruri care să facem o țâră curățenie și după aceea putem să spunem de Tulbrea o comună care ți-ai permite să faci un referendum, să o treci la un rang de oraș. E adevărat, o comună într-adevăr europeană, o comună în care confortul de la o zi la alta devine tot mai comun tuturor cetățenilor, care iată vor beneficia de gaze, canalizare, apă curentă și tot ceea ce ține de o viață civilizată. Vreau să vă întreb despre proiectele noastre pe termen lung, viitorul mandat și viitoarele mandate, pentru că cu siguranță dumneavoastră v-ați schița pe hârtie un proiect vis-a-vis de ceea ce înseamnă viitorul european al Comunii Tulbrea. Păi în primul rând în Comuna Tulbrea, pe primul loc rămân școlile, care vreau să le pun extraordinar de bine la punct. Cu toate că ele sunt bine puse la punct, sunt modernizate, unele sunt chiar noi, cum e liceul. Și liceul și Poiana la ora actuală. Dar acolo mai trebuie umblat la unele lucruri. O să avem acest liceu să beneficieze și o de o sală de sport și cu totul, toate aceste lucruri. Iar după aceea trebuie să ne apucăm de această curățenie care vrem, iar să reușim noi să terminăm toate lucrurile acestea, cele, am eu proiectele astea cu totul și după aceea vom vedea ce proiecte vor mai veni, printre altele, că mă gândeam să dăm drumul la mai multe societăți de producție, care prin aceste societăți de producție atragerea omului să vie și acasă să lucreze, pentru că eu am încercat și acum am unde este serviciul public, care l-am aglomerat o țară de câțiva angajați, pentru că am reușit și reușesc să le dăm lucrări. Dându-le lucrări și făcând lucrări, pentru că nu mai prea vreau să-mi permit să dau lucrări la alte societăți comerciale, vreau ca aceste lucrări să fie făcute de lucrătorii noștri din Comuna Tulbrea, ca banul care îl luăm pe fonduri europene, prin proiecte, prin PNDL-uri, cu toate acestea, să le lucreze societățile noastre din Comuna Tulbrea, pentru ca banul să rămâie. Impozitul pe salarii să vină la bugetul local, oamenii să poată fi acasă să lucreze. În primul rând să atragem acești oameni acasă cât mai mult. O să începem și cu agricultura, să-i găsim și la agricultură un deznodământ, așa, să-i găsim o soluție. Ea nu este prin asocieri, că alții zic, domne, se înființează iar CAP-ul. Nu, acele cooperative, cu acele cooperative, prin asocieri de oameni să asocieze și să reușim și agricultura să o punem pe picioare, cu toate că în satul Poiana este extraordinar. Sunt mulți crescători de animale, e o concurență și chiar îmi place această situație, că este acum acolo această concurență. Că cresc porci, că vaci, oi, capre, totul. Iată că omul are preocuparea de zile și garanția zilei de mâine. Că poate să zică, da, domne, muncesc și trăiesc
Eu cu familia și cu totul. E un lucru extraordinar de bun ce se întâmplă acum în Comuna Tulburea. Cu toate că sunt societăți comerciale. Tulburea are 45 de societăți comerciale pe raza localității. Că sunt vreo două de producție. Restul comerț cu amănuntul, dar 43 de societăți care merg comerț cu amănuntul, două de producție. Dar că vorbim de aceste societăți comerciale, cea mai slăbuță societate are minim 2 angajați. Și una peste alta, vreo 100 de locuri de muncă, peste numai 100 de locuri de muncă. 100 de locuri de muncă le creează aceste societăți. Cu acest liceu, care în continuu noi ne apucăm, noi la ora actuală luăm elevi toamna aproape de Bărbătești. Ne ducem cu microbuzele școlare și luăm copiii care vor să meargă la liceu și îi aducem gratis, nu le percepem din acei bani care ia și bursele acelea la profesională și nu le luăm nimic. Și toate acestea, iată că acum vreau să vă spun, și noi aproape înregistrăm vreo 700, aproape de 700 de elevi la Tulburea. Record. Un număr care... Na, nu ne putem vorbi noi de oraș, ca și orașe sau ceva, dar eu zic că e destul de bine. Iar acești 700 de elevi s-au creat locuri de muncă în Comuna Tulburea, în învățământ. Acei tineri care au învățat, au terminat facultăți sau ceva, iată că e un lucru bun că lucrează acolo, în comuna noastră, ca și dascăli. Un lucru meritor pentru și acolo, acolo avem, iertați-mă, acolo sunt aproape 70 de dascăli. Pe raza localității. 70 de locuri de muncă. De muncă. 70 de locuri de muncă. Care și ăștia le putem trece plus așa. 100 și ceva din partea comercială. Mai sunt pe la serviciu public vreo 15 locuri de muncă. Mai sunt angajații primăriei care... Eu nu avem un aparat mare. Aparatul primăriei este aproape de 22 de lucrători. Dar n-am ținut aparatul primăriei, l-am ținut acei oameni care sunt utili și care facem, iată, proiectele acestea. Că vorbim, vă spuneam mai înainte, de un proiect de 95 de miliarde, care l-am făcut cu 150 de milioane în bani vechi. Da. Care dacă te duceai la... Orice firmă din asta, parte, da. Nici nu se dea de vorbă sub 2-3 miliarde cu tine. Da, iată, economii importante la buget, făcute prin faptul că dumneavoastră ați reușit să atrageți oameni capabili, oameni competenți care să fie în aceeași consonanță cu dumneavoastră. De chiar am avut o problemă vis-a-vis și de cu strângerea, colectarea gunoiului menajer. Iar gunoiul menajer, noi îl facem cu serviciu public. Avem licență pentru acest serviciu, are licență, are contract cu Polaris-ul. Nu știu ce localitate, ca și comună, de mărimea Comunei Tulburea. Nu știu ce localitate ar putea să ducă, că noi ducem aproape 30 și ceva de tone, 35, 37, aproape și 40 de tone de gunoi lunar. Ducem la Polaris. Da. Eu zic că e un lucru extraordinar. Păi, aș vrea eu să spun acum că dacă ar face fiecare localitate așa, am reușit noi să fie cât mai curat județul nostru. Nu sunt eu măsură să spun treaba asta, dar eu îmi fac treaba mea acolo. Lucru care mi s-a și întâmplat o situație neplăcută, prin care un domn fost prefect aici în județul acesta, reclamându-mă că eu am dat foc la niște gunoi pe acolo, nu mă ocup eu de asta, serviciul public se ocupă. Nu știu, cred că și știți că toată presa a scris și ce s-a întâmplat și cu totul. Dar asta este o menire. Ce să-i facem? Da, viața este și cu bune și cu rele, dar e bine că dumneavoastră... Mai este și problema aceea. Eu recunosc, cine muncește, mai și greșește. Că dacă vrei să iei pe orice cetățean, orice om unde lucrează și ești un gică contra, trebuie să-i găsești undeva un filicel de vină. De vină. Dar asta este. Vreau să vă rog să facem un recurs la memorie și să ne vă amintiți care au fost primele proiecte care le-ați dat drumul în Tulburea atunci când ați luat primăria Tulburea? Primul proiect care am dat drumul acolo și toată lumea spunea era un drum al gării pe care trebuia asfaltat. Și atunci domnul era președintele partidului unde am candidat și unde
Am fost ajutat extraordinar de mult, nu prin influență, nu cu trafic de influență, dar prin credibilitatea lui ca și om, domnul Ionel Manțoc și cu domnul Cosmin Popescu, prin credibilitatea lor față de oameni și promițându-le lor și garantându-mă pe mine, Bârcă, că voi face lucruri bune pentru cetățeni și eu care întotdeauna m-am străduit și n-am uitat aceste lucruri care acești oameni m-au garantat față de cetățenii Comunei Tulburea, când toată lumea zbira, domne, asfaltați-ne drumul ăsta, când se duceau oamenii la gară, când mulți mai fac și încă naveta cu trenul și treceau prin bălțile alea când era vreme rea și prin noroaie și cu totul se duceau murdari în tren sau ceva și imediat primul proiect cum am câștigat, prin care am fost ales mandatul de primar, am asfaltat acel drum. Nu era un drum mare, era aproape de 860 de metri. Dar iată că... extrem de important pentru oameni. Da. Și după aceea a început că vorbim de școli, cum v-am spus, de biserici, iar... Să vorbim de centru de permanență pentru care v-ați luptat foarte mult și ați reușit să obțineți inclusiv acel ACD-ul cu defibrilator, ceea ce nu au reușit multe comune să aibă, și faptul că aveți medici care asigură permanența la dumneavoastră în comună 24 din 24. Spuneți-mi și povestea aceasta. Da, acel centru de permanență, o luptă ieșită din comun pentru a face și acest centru de permanență. Ca toate proiectele, e o luptă care trebuie să o duci cu aceste proiecte, că vorbim pe fonduri europene, că cele pe fonduri guvernamentale, că și acolo e o selecție de dosare și cu toate cele trebuie să te duci, dar printr-un sprijin. Mai repet încă o dată că mulți poate zic că printr-o trafic de influență al lui Cosmin Popescu, al domnul președinte Cosmin Popescu. Nu este niciun trafic de influență al acestui om, dar de fiecare dată m-am consultat cu acest om vis-a-vis de proiecte, de tot. Domne, e bine aici, nu e bine. Mă, Nelule, uite aici. Bine, astea au fost lucruri care atât eu cât cred că și dânsul le-a învățat de la un om extraordinar de bun, domnul Manțoc. Pentru că de la omul acesta nu ai decât de învățat. Și un lucru, toate lucrurile ale bune și tot ce era și cu totul, am învățat de la acest om. Cred că și dânsul, că e foarte tânăr și domnul Cosmin Popescu, nu, și dânsul a învățat, iată, dar acum consultările vis-a-vis de marile proiecte și proiectele care le fac în Tulbrea, că vorbim de canalizări, de gaze, de asfaltări, de gaze, de tot ce vorbim, de școli, de biserici, de tot, la toate l-am consultat pe acest om și iată că sunt lucruri care au reușit și se realizează. Prin experiența dumnealui, prin experiența mea pe care am prins-o de zi cu zi, prin munca pe care o prestez, că muncind și înveț, administrația publică nu se face, nu se citește numele după carte, lucrând și în continuu, izbindu-te de problemele de zi cu zi, le înveți, că asta e situația. Despre acel centru de evidență a persoanelor pentru care dumneavoastră v-ați zbătut foarte tare, spuneați dumneavoastră că era aproape imposibil pentru bătrâni să meargă până la Turceni să-și scoată actul de identitate. Ba le mai trebuia o hârtie, ba mai făceau două, trei drumuri, ba nu și mai permiteau să mai facă acele drumuri din punct de vedere al banilor. Pe această cale aș mulțumi și primarului de la Ninoasa. A făcut un lucru extraordinar de bun, prin care a pus un proiect de hotărâre ca cetățenii comunei Ninoasa să facă buletinele la Tulburea. Lucru care avantajos și pentru dumnealui. A gândit-o extraordinar de bine, pentru că sunt mulți oameni la ora actuală și orice cetățean din Ninoasa puteți să-l și întrebați cum este servit la Tulburea, dar bine, asta de fiecare dată l-am servit, n-am ținut cont de că e de la Tulburea, că e de la Ninoasa sau ceva. Ca să faci pozele astăzi, să-ți faci buletinul, să faci pozele, să plătești acea chitanță foarte mică sau ce este și... faci pozele azi și mâine să-ți iei buletinul, e un lucru cred că extraordinar de mare. Pe când ne eram, Tulburea era arondată la Turceni și te duceai astăzi și trebuia să te mai duci peste două săptămâni sau dacă te duceai și n-aveai toate documentele?
tot ce trebuie. Trebuia să mă duci încă o dată la Tulbrea, asta era a doua zi și pe urmă iară du-te, iară așa și, zici, da. Și se ducea cam 3 zile una de plecat pe drum până la Turceni și încă una ca să te duci să-ți ridici buletinul peste, nu știu, un două săptămâni când era. Iată că la ora actuală la Tulburea vorbim de o zi, două în care să-ți ridici buletinul. Iată lucruri care au făcut ca oamenii din Tulburea să se simtă într-adevăr cetățeni europeni și dumneavoastră faceți aceste eforturi. Vreau să ne vorbiți despre acel spațiu care l-ați preluat de la petrol și care sunt planurile dumneavoastră, pentru că știu că aveți și aici proiecte îndrăznețe. Acel spațiu de la petrol am reușit să facem o colaborare, să-l predăm Consiliului Județean, prin care se va face un spațiu pentru bătrâni. Lucru care acum... Deci un fel de cămin de bătrâni. Se va face un cămin de bătrâni acolo, în acel spațiu. E în apropiere de primărie, din câte știu. Da, este în apropiere, la o distanță așa de vreo 150 de metri până la acest spațiu. Eu zic că noi nu puteam, deci ca și primărie, la ora actuală. E un lucru foarte bun pentru că Consiliul Județean are disponibilitate, are pentru așa ceva și chiar pot să facă, e altceva. Și iată că și acolo se va face locuri de muncă. O creiere de locuri de muncă, că și acolo de vorbim de bucătărese, 30-40 de... 30-40 de locuri de muncă vor fi și acolo. Personal medical... Chiar dacă lucrează om din Târgu Jiu, din Țicleni, de unde lucrează acel om și vine acolo la Tulbure, e un lucru extraordinar, pentru că dăm viață la acel spațiu și doi, impozitele pe salarii și cu tot punctul de lucru este în comuna Tulbure. Este un spațiu mare, veți putea să cazați mulți bătrâni aflați în neputință. Păi acolo sunt 34 de camere. Deci una peste alta se pot caza dacă bași câte doi în... Dar bine, că din camere o să mai trebuiască și pentru magazin, medical, pentru una, pentru alta. Ustensile medicale, da. Medicamente. Să-ți rămâie un 25 de camere la doi, vreo 50 de persoane pot să cazez. Cazați numai din Tulbrea sau și tărăfacere din alte zone? Acum ar fi, înseamnă că nu suntem drepți. Pentru orice om este. Nu numai pentru cei din Tulbră. Un lung, acum ar trebui să... Nu. Când e posibil să se dea drumul la acest proiect? Din câte aici, cu președintele Cosmin Popescu? Să zicem în primăvară. Deci în primăvară dați drumul la obiectiv? În primăvară, din discuțiile purtate cu domnul președinte Cosmin Popescu, în primăvară vor fi, pentru că, vedeți dumneavoastră, și la Consiliul Județean sunt o grămadă de lucruri care și aici, că au început lucrările de reabilitare a drumului. Sunt lucrări de reabilitare la drumul, la diferite... Da. Și sunt multe. Lucruri care eu știu că cetățeanul, eu cred că cetățeanul simte un plus valoare care este funcția lui Cosmin Popescu, care este președintele Consiliului Județean și se simte un plus valoare, că toți vorbesc, că Partidul Social Democrat, nu unii vorbesc, nu toți, pentru că noi suntem mai mulți, noi, pentru că la guvernare este partidul care a avut cele mai multe voturi. Da. Și cele mai multe voturi a avut Partidul Social Democrat. Lucru care guvernăm țara destul de bine la ora actuală, că vorbim, mai vorbesc, am mai fost cu un domn care zicea, vorbea foarte urât de doamna premier. Pe un lucru extraordinar de rău, pentru că doamna acum, la ora actuală, ce se întâmplă în România, pentru că doamna premier candidează, vom candida și vom și câștiga alegerile pentru un singur lucru. Odată, cred că românul nu uită pe acei oameni care au tăiat salarii, care au tăiat pensii, care și-au bătut joc de ei, funcționarul public care lua 8 milioane salariu, de la 8 la 30 de milioane care ia în mână acum, nu e o diferență mare. Profesorul care lua 12-13 milioane salariu, de la 12-13 la 40 de milioane care ia salariu în mână, un dascăl. Doctorul care ia, sunt doctori, peste 100 de milioane. Ia 100, cel mai slăbut
120 de mii, da. 120 de milioane salariu. Doctorul nu vede că atunci a luat un 30 de milioane, 25-30 de milioane. Medicii specialiști s-a ajung și la 300 de milioane acum. Dar e munca dumnealor, e munca lor. Aici trebuie să le dai bani. Da. Judecătorul ia o grămadă de bani. Polițistul ia și el. E, toți oamenii aceștia, cum ar gândi eu, n-au o fotografie în mintea lor. Domne, cum era când în mandatele trecute, când era Boc premier? Da. Iată lucrurile care s-au întâmplat. Săli de sport care se fac acum, drumuri, școli, stadionul, totul, toate ce se fac acum, pe mandatul acestui premier. Și toate merg. Că nu mai auzi pe câte unii. Nu sunt bani. Să demonstreze. Atunci când nu vor mai fi, atunci să vorbească. Păi, da. În primul rând, vorbesc cei din opoziție. Noi vom face. Spuneți-ne ce facem. Care e planul vostru de guvernare? În afară ca să ne dați afară, să vă puneți voi un guvern, să vă puneți oamenii voștri cheie pe undeva, să o trântiți iară. Da. Cred că românul n-a uitat treaba asta. Eu zic că n-a uitat. În primul rând, să ne alegem un președinte al nostru care să fie creștin ortodox. Poporul român e popor de creștini ortodoxi. Vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră această campanie electorală pentru prezidențiale, dumneavoastră care aveți experiență și sunteți și vicepreședinte la partid. Va fi o campanie grea, va fi o campanie dificilă, va fi o campanie cu mult consum de energie? Da, este o campanie grea pentru, din mai multe puncte de vedere. Vedeți că pe scena politică sunt mai mulți actori la ora actuală decât candidați. Eu zic că avem un candidat credibil al nostru, al Partidului Social Democrat, care noi venim cu lucruri realizate, lucruri care le demonstrăm că putem. Pensiile mărite, cu punctul de pensie, ne-am ținut de cuvânt cu toate lucrurile acestea, iar tot ce a fost și poporul român a dat votul Partidului Social Democrat, noi ne-am ținut de cuvânt și se vor ține de cuvânt guvernații pentru ca să fie lucrurile pe făgașul lor normal și să nu fie cum alții au făcut. Au promis una și și-au bătut joc. Păi credeți că pe ăia vopsiți din portocalii, vopsiți în galben, pe ăia, uitați-vă că ei conduc pe la PNL-ul la ora actuală. E o ceartă și la ei. Iar acum, până la ultima, dacă ne alegem, să ne alegem un român. Eu zic că trebuie să ne alegem un român. Suntem români și să ne alegem un român. Cum spuneți dumneavoastră, va fi o campanie care să dea roade și vreau să vă întreb, pentru că mai avem un minut și jumătate, domnule primar Ion Bârgă, cum vă pregătiți pentru parlamentarele de la anul viitor? Pentru că știm că la locale se votează omul. Omul care s-a implicat, cum spuneți dumneavoastră, a făcut, îl cunoaște comunitatea. Dar la parlamentare, iarăși vă propuneți un scor ca cel din 2016? Să obțineți un scor mare? Da, fără probleme. Noi, Partidul Social Democrat, trebuie să câștigăm și câți mai mulți parlamentari ca să facem guvernul României. Pentru că nu cred că nu există. Prea puțini sunt ăia, prea puțini acei care sunt gică contra. Sunt prea puțini. Iar oamenii vor bine. Ca să-ți vrei binele, n-ai... Acum, alții zic că suntem în campanie. Nu suntem în campanie. Dar aduc aminte românului. Îi aduc aminte de multele lucruri care... Nu știam încotro să o mai luăm. Iată că au fost lucruri care s-au întâmplat în politică și pe care oamenii le-au resimțit de-a lungul vremii, destul de dureros. Noi vă mulțumim mult, domnule primar Ion Bârgă. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră. Vă felicităm pentru realizările dumneavoastră și vă dorim succes în campania pentru prezidențiale și vă mai așteptăm în studiourile noastre. Iarăși dumneavoastră, rămâneți alături de noi, că aveți ce vedea și auzi. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent.